așa și mă gândeam în confortul casei mele la întrebările fără răspuns. Există dragoste între... Urmează întrebarea roșie. Ai vrea să te... Există dragoste între bu și fu? Sau doar bu, fu, fu? Sau fu, bu? Convingerea că bărbații și femeile nu pot fi prieteni vine dintr-o altă epocă, în care bărbatul lucra foarte mult, iar femeia stătea acasă. Acum lucrează împreună și împărtășesc interese sportive și socializează împreună. Această schimbare culturală i-a încurajat pe psihologi, sociologi și oameni de știință să promoveze cât mai mult egalitatea. Și să transmită un nou mesaj, deși e mai dificil. Bărbații și femeile pot fi cu succes prieteni adevărați. Așa că, dragii mei content creatori melodramatici care folosiți vioara și pianul, mai vorbiți despre lucruri interesante. Societatea a evidențiat de multă vreme faptul că dragostea platonică este destul de imposibilă între un bărbat și o femeie. Prietenia între sexe sau cross-sex relationships, ăsta ar fi termenul, a fost ori ignorată, ori minimalizată. Avem reguli despre care cum să acționăm în relațiile romantice. Trebuie să folosim flirt, trebuie să mergem la întâlniri, trebuie să ne căsătorim sau să avem copii. Și chiar printre prieteniile între persoanele de același sex, băieții se relaționează făcând activități împreună, sporturi etc., iar fetele, în general, vorbind și împărtășind lucruri. Dar sunt atât de puține relații platonice bărbat-femeie expuse, încât nici măcar nu putem defini foarte bine aceste relații. O parte din această confuzie provine și din mass media. Nici televiziunea nu ajută foarte mult. Nici măcar melodiile. Iar exemplul cel mai clar este Chandler & Monica. Why won't I be married when I'm 40? Oh, no, no, no. I just meant hypothetically. Okay, hypothetically, why won't I be married when I'm 40? Ne-am mai uitat, da. Nu e de mirare ca de fiecare dată să ne așteptăm că bărbații și femeile sunt în drumul spre romantism. Don O'Mara, PhD, de la Universitatea din Cincinnati, colegiul Reynolds Waters, a publicat un studiu de referință în revista Sex Roles despre principalele impedimente în calea prieteniei între sexe. Mi-am început cercetările pentru că una dintre cele mai bune prietene ale mele este o femeie, a spus el. Aceasta a răspuns, crezi că altcineva are prietenia incredibilă pe care o avem noi? Astfel, el a decis să afle lucrul ăsta și, după ce a analizat puține cercetări erau existente în literatura de specialitate. Astfel că O'Mara, a identificat următoarele provocări despre prieteniile bărbat-femeie. Provocarea numărul 1. Definiți relația dintre un băiat și o fată. Dragostea platonică există, a confirmat-o domnul O'Mara. Cum scrie și pe laptopul meu, într-un studiu pe 20 de perechi de prieteni, publicat in The Journal of Social and Personal Relationships, dă credință noțiunii că da, există relație platonică. Este confirmat faptul că atracția de prietenie nu înseamnă exclusivitate la lipsă de poftă. Da, da, poftă. Este o legătură de tip de bună credință pe care doi oameni pot o avea unul cu celălalt, chiar dacă sunt de sex opus. Dar da, se menționează în studii că există o posibilitate să nu prea ne dăm seama de emoțiile astea romantice. Oamenii nu știu ce să simtă față de sexul opus. Știu că te iubesc, mă bucur pentru tine și vreau să fiu alături de tine în momentele tale mai bune sau mai rele, dar ce înseamnă asta mai exact? Provocarea 2, depășirea atracției. Să vorbim despre sex. Să fii sincer, adevărul este că mereu într-o relație între un băiat și o fată există în background întrebarea asta. Ai vrea să te... O îmbrățișare simplă, platonică, poate ieși în ceva amoros. Într-un studiu cu 150 de participanți, atât femei cât și bărbați, a fost întrebarea pusă ce-ți place în relația ta cu sexul opus. Răspunsul a fost unul cât se poate de simplu, la femei cât și la bărbați. Sau poate cumva contraintuitiv. Femeile au spus faptul că, în general, number one lucru care nu le-a plăcut a fost chestia asta că există o tensiune sexuală undeva acolo. Iar la bărbați, răspunsul a fost că, culmea, o posibilă începere a unei relații cu o fată a fost din ideea de am fost atras sexual într-un fel sau altul. Atras sexual, nu tensiune sexuală. Iar rezultatul spune că 62 dintre toți subiecții au raportat că tensiunea sexuală a fost prezentă în prietenile lor cu sexul opus. Provocarea 4. Ochiul public. Mai exact, abordarea îndoielilor. Este posibil ca societatea să nu fie pe deplin pregătită pentru prietenii între bărbați și femei care nu au un subtext sexual. Oamenii cu prieteni apropiați de sex opus sunt adesea împodobiți cu ghionturi, cu ochiul, cu scepticism. Voi sunteți într-adevăr doar prieteni? Concepția aceasta este valabil mai ales despre adulți în vârstă, care au crescut când bărbații și femeile erau interziși unul pentru celălalt până la căsătorie. Provocarea 5. Locul de întâlnire sau găsirea prietenilor. Unde să-i găsim? Pe măsură ce societatea a evoluat, oamenii, ghiciți, lucrează împreună, femei cu bărbați, la aceleași joburi. Totuși, culmea, există interacțiuni mai mici pe care le-au bărbații cu femeile, chiar dacă sunt mai
aproape de ele acum. Ideea este că acum prietenia între un bărbat și o femeie nici măcar nu mai este o nevoie, ci este o necesitate de a trăi, de a socializa, de a munci împreună. Deci, din perspectiva asta, a găsi pe cineva de sex opus este mai ușor ca niciodată. Ideea e dacă păstrezi relația cu o posibilă persoană apropiată sau nu. Be on your bed.